Frumusețea stă în ochii privitorului, se spune, dar și în standardele epocii. Am putea adăuga, răsfoind ziarele românești de acum aproape un secol. Idealul frumuseții feminine din perioada interbelică punea în valoare alte elemente decât azi, iar fotografiile realizate frumoaselor participante la concursurile de Miss ale epocii ne arată femei cu trăsături liniare, coafuri vălurite romantic, nas bine definit, sprâncene accentuate, aproape drepte și buze naturale, mai degrabă subțiri. Preselecțiile se făceau ca și azi, la nivelul fiecărei țări, iar câștigătoarele competițiilor naționale participau apoi la concursul pentru titlul de Miss Europa, după cum relata în 1929 revista Ilustrațiunea Română. Marele concurs internațional de frumusețe, organizat de revista noastră, continuă să fie obiectul de discuție în toate familiile din București și din provincie. Se știe. Concurentele trebuie să fie nemăritate, să aibă o reputație foarte bună și să nu mai fi participat la un concurs internațional de frumusețe în străinătate. Reamintim concurentelor, cu acest prilej, că acest concurs le va da rara ocaziune de a face, gratuit, un voiaj la Paris, altul la Rio de Janeiro și înapoi la Paris, fără să fie nevoie să cheltuiască nimic. În 1930, concursul pentru desemnarea celei mai frumoase românce s-a desfășurat în București, la Palatul Ziarului Universul, iar evenimentul a făcut mare vâlvă și a atras un public numeros. A câștigat domnișoara Zoica Dona, fată de general. În prezența unui numeros public, care umplea marea sală din Palatul Ziarului Universul până la ultimul loc, s-a ținut duminică, 12 ianuarie, orele 10:30 dimineața, marele concurs național de frumusețe organizat de revista noastră. Una câte una, candidatele au început să se perinde pe dinaintea ochiului scrutător al juriului. Poeți consacrați, pictori de seamă, sculptori cu faimă și esteți, reprezentanții ai tuturor genurilor de artă, cu creionul în mână și cu carnetul în față, își notau aprecierile asupra fiecăreia dintre tinerele concurente. Miss România 1930, domnișoara Zoica Dona, a plecat apoi la Paris să reprezinte România la concursul european de frumusețe, unde a ratat la mustață titlul de Miss Europa, obținut de reprezentanta Greciei. Rezultatul este destul de îmbucurător. Miss Grecia a obținut titlul de Miss Europa numai cu o diferență de 2 voturi față de sufragiile obținute de aleasa noastră. O deplasare de 2 voturi ar fi atribuit domnișoarei Zoica Dona titlul european de frumusețe. Dar și cu acest clasament, Miss România a obținut un formidabil succes pentru că, de regulă, la mai toate concursurile internaționale, locul întâi și al doilea îl ocupau alte țări. Ipostaze ale României de odinioară, de această dată văzută prin prisma standardelor de frumusețe ale vremii.